Tu ești un om care a depășit 10 milioane? Da. Făcute de tine, nu de la familie. Pentru că și acolo era o problemă cu Marica, care avea banii de la familie. Marica avea banii de la familie la 15 ani. De la 16 ani am început să câștig banii mei. N-a mai fost nevoie. Din contră, eu puneam bani, îmi puneam pe hârtie ce bani au de la taică, mi se-i dau înapoi când o să ajung fotbalist. Și ai dat înapoi? N-a mai fost nevoie. Mai... Că nici și eu i-am pus pe hârtie să-i dau mamei și nu i-am mai dat. Da, dar în schimb nu. Din punctul de vedere, banii sunt importanți atunci când nu îi ai. Când îi ai, banii nu mai devin o prioritate, nu mai sunt banii importanți. Alte lucruri sunt importante.